România pare decisă să devină prima țară europeană care să cumpere sistemul izraelian antirachetă Iron Dome, au declarat surse izraeliene pentru publicația Haaretz. Conform presei izraeliene, ministrul român al apărării, Vasile Dâncu, a refuzat să prezinte detalii referitoare la acest subiect, dar a recunoscut că România intenționează să achiziționeze sisteme radar și drone din Israel. Oare se simte România în pericol? Presa izraeliană tocmai a declarat că România pare decisă să devină prima țară europeană care să cumpere sistemul antirachetă Iron Dome. O să vedem exact cum funcționează și o să vedem exact faptul că România este din ce în ce mai mult în pericol, având în vedere războiul la graniță, și caută diferite mijloace defensive pentru a se apăra. Acum haideți să vedem ce este Iron Dome, cum funcționează și de ce este unul dintre cele mai bune echipamente militare, dacă le pot numi, la ora actuală. Conform Ministerului Apărării Naționale, Vasile Dâncu a vizitat în perioada 14-15 septembrie sediile unor companii din industria de apărare izraeliană, inclusiv cele implicate în dezvoltarea Iron Dome. Miercuri, 14 septembrie, ministrul Dâncu a vizitat facilități companiei izraeliene Aerospace Industries din Tel Aviv, unde s-a întâlnit cu specialiștii români care lucrează în cadrul companiei. Joi, 15 septembrie, demnitarul român a vizitat companiile Rafael Advanced Defense System, ce activează în domeniul aerospațial și de apărare, și Elbit Systems, o companie din industria de apărare cu investiții importante în România, se arată într-un comunicat al Ministerului Apărării Naționale. Iron Dome este un sistem de apărare antirachetă dezvoltat de firmele izraeliene Rafael Advanced Defense Systems și Israel Aerospace Industries, cu sprijinul financiar și suportul tehnic, bineînțeles, al Statelor Unite. Iron Dome, sau Cupola de Fier, într-o traducere aproximativă, a devenit cunoscut pe plan mondial în mai 2021, în urma celui mai mare atac cu rachete asupra Israelului, când armata izraeliană a reușit să intercepteze un mare număr de proiectile de artilerie trase din zona fâșiei Gaza de grupare. Oficialii militari izraelieni au spus că sistemul antirachetă a reușit să intercepteze 90% din cele peste 1000 de obuze de artilerie și rachete de tip Katyusha lansate asupra Israelului în cadrul confruntărilor din fâșia Gaza dintre evrei și palestinieni. De asemenea, luna mai, oficialii izraelieni au declarat sub protecția anonimatului că Israelul poate oferi Ucrainei, sub formă de ajutor militar, multe lucruri, de la căști până la sistemul antirachetă Iron Dome. Cupola de fier este în esență un CRAM, adică Counter Rockets, Artillery și Mortars, destinat cu precădere interceptării rachetelor cu rază scurtă de acțiune de tip Katyusha, ori a proiectilelor de artilerie clasică, cum ar fi obuze sau mortiere. Procesul de interceptare a rachetelor sau obuzelor de către Iron Dome este quasi automatizat. În momentul când un astfel de proiectil apare pe radarele Iron Dome, unitatea de comandă a bateriei analizează traiectoria proiectilului și decide dacă ținta merită să fie interceptată sau nu. Fiecare sistem de lansare include 20 de interceptori Tamir, care au o rază de acțiune de 40 de kilometri. În cazul în care racheta Tamir nu zboară drept și trebuie să manevreze în jurul țintei, această rază se scurtează. Costul unui interceptor variază între 20.000 și $100.000. În alte știri legate de România, Klaus Iohannis a spus vineri seară că noua retorică a lui Putin este inacceptabilă și trebuie combătută cu toată hotărârea. România, ca parte a NATO, este pregătită de orice scenariu, doar că nu ne dorim orice scenariu, a declarat Iohannis, admițând că situația este foarte tensionată. Avem cea mai lungă graniță cu Ucraina dintre toți aliații NATO, suntem într-o poziție specială, dar suntem hotărâți să facem față oricărei situații, a ținut să precizeze președintele.
Noi respingem cu fermitate acest narativ care a fost prezentat și cred că este un lucru de la sine înțeles să încercăm să corectăm noi aceste mesaje. Nu-și dorește nimeni război în afară de Rusia care a atacat Ucraina, iar noi evoluția narativului care este o amenințare mai mult sau mai puțin directă cu un război nuclear împotriva Europei este inacceptabilă și trebuie combătută cu toată hotărârea, a declarat Klaus Iohannis, întrebat fiind de ultimele declarații ale lui Vladimir Putin. Nu putem să tratăm cu ușurință aceste amenințări. România, ca parte a NATO, este pregătită de orice scenariu, doar că nu ne dorim orice scenariu. Scenariul pe care îl dorim este retragerea Rusiei din Ucraina și negocieri de pace. Pentru asta cred că trebuie să implice toată lumea, a afirmat șeful statului. Descaladarea trebuie să existe de ambele părți. Este o situație foarte tensionată și noi, care avem cea mai lungă graniță cu Ucraina dintre toți aliații NATO, suntem într-o poziție specială, dar suntem hotărâți să facem față oricărei situații, a mai declarat președintele Iohannis. Președintele Klaus Iohannis a condus marți și miercuri delegația care a participat la New York la segmentul la nivel înalt a celei de-a 77-a sesiune a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite. Joi și vineri, șeful statului a efectuat o vizită în San Francisco. De asemenea, președintele Klaus Iohannis a declarat vineri că deocamdată România nu îndeplinește criteriile tehnice pentru intrarea în programul Visa Waiver și a subliniat că trebuie să existe o campanie de conștientizare și informare mai bună oamenilor care să aplice pentru vize pentru Statele Unite ale Americii. Toată lumea se implică pentru așa numitul Visa Waiver, adică să se poată circula fără viză. Deocamdată România nu îndeplinește criteriile tehnice, însă ca să le îndeplinească trebuie să existe o campanie de conștientizare. Trebuie să existe o informare mai bună a oamenilor care vor să aplice pentru vize și cred că în final, dacă toți ne străduim, vom reuși, a spus șeful statului care s-a aflat în aceste zile în Statele Unite ale Americii. Ambasadorul României în SUA, Andrei Muraru, a declarat că românii stabiliți în Statele Unite au sprijinit integrarea României în NATO prin trimiterea de scrisori către Congresul American, arătând că acest lucru ar putea să funcționeze și în cazul programului Visa Waiver. Credem că Visa Waiver este un moment în care românii din SUA s-ar putea aduna. Știm cu toți momentul care i-a făcut pe românii americani să se adune în jurul unui obiectiv a fost la sfârșitul anilor 90, la începutul anilor 2000, pentru integrarea în NATO și vă dau un singur exemplu. Au trimis peste 160.000 de scrisori Congresul American prin care le-au spus congresmanilor de ce este important ca România să fie parte NATO și cât de util ar fi acest lucru. Credem că ar putea să funcționeze acest lucru cu noile tehnologii. Sigur că nu mai trimiteți astăzi scrisori, trimiteți e-mail-uri sau alte inițiative, dar credem că putem face acest lucru, a spus Muraru după întâlnirea președintelui Klaus Iohannis cu comunitatea de români de pe coasta de vest a Statelor Unite ale Americii. Cam atât a fost, dragilor, și acest material, sper că v-a plăcut tare mult. Voi ce părere aveți de faptul că România ar fi prima țară din Europa care este interesată de cumpărarea scutului antirachetă Iron Dome? Chiar sunt curios de răspunsul tău și de abia aștept să îl citesc. Noi am zis cu alte materiale, multă sănătate și evident și succes în tot ceea ce faceți.